Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea Față în Față. Astăzi vă invităm să vorbim despre un eveniment foarte important în istoria omenirii și mai ales în istoria creștinismului, și anume minunea de la cruce, Paștele care ne marchează pe toți. Și în această perioadă când înregistrăm programul, suntem și noi afectați de amintirile pe care le avem în mintea noastră, sufletele noastre, despre jertfa Domnului Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră și a trăit o perioadă printre noi, dar ce ne afectează și ne marchează pe fiecare este gestul pe care l-a făcut pentru fiecare creștin. Și anume, sacrificiul și prețul pe care l-a plătit pentru recuperarea noastră, pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Mă bucur să fiu alături de pastorul Bunic Ocar și astăzi să vorbim despre o temă, așa cum am spus, foarte intimă, zic eu, pentru că ne amintim despre Domnul Iisus, care a făcut foarte mult pentru noi. Enorm, enorm, este o temă dragă nouă. Vorbim despre diferite subiecte în cadrul acestor programe, de cum să devenim mai buni creștini, cum să realizăm că într-o zi vom sta față în față cu Creatorul și că toate lucrurile din jurul nostru nu au așa mare efect atunci, și sufletul și viața noastră în parteneria cu Dumnezeu este ceea ce face diferența. Aș vrea împreună astăzi să medităm puțin la ceea ce deja noi suntem obișnuiți oarecum. Când vorbim despre Paște, fiecare se gândește într-un anumit mod la tradiție, la obiceiuri și la modul în care să se pregătească, să se producă o anumită, știu, părtășie, să nu zic petreceri. Eu aș vrea să ne axăm puțin pe momentele din vremea Domnului Iisus Hristos, când în jurul lui existau ucenicii și care l-au urmat, au văzut minunile, au crezut în el că este Mesia și totuși la un moment dat l-au văzut oarecum, din punct de vedere omenesc, înfrânt, biciuit, disprețuit. Și chiar unii dintre ei n-au știut cum să interpreteze, cum să înțeleagă ce se întâmplă. Noi astăzi am vrea puțin să ne gândim în dreptul nostru, să ne transpunem în imaginația noastră, în gândirea noastră, în acele momente și clipe, și să ne punem întrebarea ce am face noi dacă am trăit acele momente, pentru că dacă ucenicii au avut dubii și au avut îndoieli, noi astăzi să nu lăsăm tradiția și obiceiurile să împiedice semnificația sărbătorii de Paște. Absolut de acord cu tine, să nu lăsăm. Aș vrea să te întreb, cum putem să depășim acest sentiment pe care îl avem noi omenesc în ceea ce privește sărbătoarea natural, omenesc, ne gândim la întâlnirile care vor urma, la programele poate care, la care vom participa, oamenii cu care ne vom întâlni, parcă pierdem din ecuație de cele mai multe ori semnificația sărbătorii. Aș putea răspunde mai multe feluri, dar chiar acum mi-a venit în minte o discuție pe care Josh McDowell, un apologet foarte cunoscut în veacul nostru, a întâlnit niște creștini și i-a urmărit puțin la universitatea unde era el student și i-a întrebat într-o zi: de ce sunteți voi diferiți? Cum de sunteți mereu bucuroși, mereu împliniți, fericiți, cel puțin așa păreți? Și cineva i-a spus: Iisus Hristos. Și el a spus: oh, lăsați-mă cu creștinismul și cu biserica. Și persoana a răspuns: nu ți-am spus creștinism, nu ți-am spus biserică, ți-am spus Iisus. Cred că sărbătoritul este El și
uneori sărbătoarea ia control, devine importantă și sărbătoritul este uitat, ceea ce este o anomalie, dar când e vorba de bunul Dumnezeu, repede ne găsim în eroare sau foarte ușor ne găsim în eroare. El trebuie să fie în atenția noastră, așa cum a trebuit să fie și în atenția ucenicilor, pentru că nu e nicio diferență între harul pe care El li l-a dat lor și între harul pe care El ni-l dă nouă astăzi. Nicio diferență între chemarea pe care ei au avut-o și chemarea pe care noi o avem. Slujba pe care El le-a încredințat-o lor, ne-o încredințează și nouă. Deci, practic, așa cum ei au petrecut timp cu Domnul Iisus și au stat la Paște cu El, la masă cu El, în Ghețimani cu El, la cruce unii cu El, după înviere cu El, așa trebuie să fie și preocuparea noastră, să fim alături de El, în preajma Lui. Unii care prindem de la El prin descoperire, prin Duhul lui Dumnezeu, noțiuni, descoperiri, înțelegeri, haruri, puteri. De ce cred că este important să vorbim despre El? Pentru că dacă ne preocupăm de El, celelalte cam pălesc, dacă știm să punem prioritățile corect. Este pentru că cele mai mari evenimente din istoria lumii acum au loc. În săptămâna aceea, de pe care noi o celebrăm sau o comemorăm acum. Multă vreme eu am crezut că cea mai mare minune de pe fața Pământului din toată istoria a fost învierea Domnului Iisus. Și nu, nici acum nu spun că nu este o colosală minune, poate că cea mai mare minune, dar aș vrea să pun una egală, dacă nu chiar puțin înaintea ei, și anume moartea Domnului Iisus. Domnul Iisus a spus, vestiți moartea Domnului. Pavel spune, nu vreau să știu nimic altceva de la voi, frați corinteni, decât răstignirea lui Iisus și pe Iisus răstignit. Noi avem câteva sărbători. Crăciunul, mare sărbătoare, surle, fanfare, cadouri. Dar acolo, de fapt, este începutul mântuirii sau a recuperării și ni se dă speranță. Dumnezeu, Creator, pentru că Iisus a fost Creatorul, prin El au fost făcute toate lucrurile, s-a făcut bebeluș. Șoc, minune, oamenii nu pot să priceapă supernaturalul și spună nu, a fost un copil ca și ceilalți copii, a fost un evreu, a fost un om la intersecția drumurilor, El a fost, foarte greu, dar noi știm că El a fost Dumnezeu întrupat, ceea ce e minune imensă, imensă. Cel care a făcut toate lucrurile s-a făcut copil. După aceea s-a lăsat ispitit de îngerul pe care El l-a făcut, care a devenit demon. Alte lucruri. Dar moartea Lui este cea mai mare minune. Și anume, El este nemuritor. Fără început al vieții, fără sfârșit al zilelor, totuși El moare ca să ne fie nouă bine. Ca mânia lui Dumnezeu să se oprească în El, să absoarbă toată răutatea pe care noi am produs-o și care merita o pedeapsă, pedeapsa a căzut peste El. El a trăit capitolul 53 din Isaia plenar. Moartea lui Dumnezeu. Înainte de Domnul Iisus, oamenii știau ceva. Totdeauna lumea știe ceva, dar nu destul. Nimeni nu știe suficient. Toți cunoaștem în parte. Dar e important totuși să te uiți după Scripturi și să vrei să înveți la Dumnezeu. Domnul spune, învățați de la mine că veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Înainte vreme, oamenii sacrificau ce aveau. Uneori vite, animale, păsări, alteori își sacrificau progeniturile, își sacrificau copiii ca să aibă favoare sau să aibă trecere înaintea unui zeu. Ei, în creștinism, care nu este o religie făcută de mâna omului, ci de mâinile Domnului, Dumnezeu plătește pentru ca noi să avem trecere, ca să ni se dea har. El ispășește vinile noastre. Și de asta este minune imensă, nu pot să o explic, bineînțeles, dar El a murit moartea noastră. Și noi comemorăm moartea Lui ca noi să căpătăm în schimb viața Lui în ființa noastră, viața Lui spirituală. Și bineînțeles că apoi învierea Lui dintre cei morți iarăși este o colosală lucrare care spune că Dumnezeu i-a acceptat jertfa, că dacă rămânea mort, jertfa Lui nu era
clară pentru noi și nouă ni s-a trecut în cont neprihănire. E ca și cum noi toți am fi murit față de vina de a fi descendenți din Adam și de a fi rebeli și am căpătat prin sângele lui împăcare cu Dumnezeu. A murit sau n-a murit Domnul Iisus? Pentru că ai spus că El e nemuritor. Dacă e nemuritor, atunci ce s-a întâmplat? De asta am spus că este cea mai mare minune. Cea mai mare minune. La el toate sunt cu putință până la urmă. Dar el când s-a făcut om și când s-a încărcat cu păcatele noastre, Biblia spune, Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință și să deschidă o cale nouă pentru a ne reîntoarce la Dumnezeu prin trupul său, prin perdeaua din lăuntru, adică ca și în templu, unde era catapeteasma, a rupt-o și a spus, intrați la Dumnezeu, aveți acces. A murit? Eu cred că a murit, că altfel nu se poate, fără vărsare de sânge, fără această lucrare de jertfă, nu există iertare. Practic, erau acolo experți în omorâre și romanii inventaseră cea mai teribilă modalitate de a executa pe cineva. Nu a scăpat nimeni de pe cruce decât mort. Un aspect care ne marchează când privim imaginile teribile prin care Domnul Iisus Hristos a trecut. Umilința pe care a suferit-o, pedeapsa, biciuirea și disprețul. Iad curat. Parcă e greu de înțeles, mai ales pentru cei care au văzut filme pe această temă. E foarte greu să-ți imaginezi de ce a fost necesar pentru Domnul Iisus să treacă prin această suferință. Suferința pe care o vedem în filme sau o citim în cărți sau o povestim noi, mai mult se referă la suferința lui fizică, la bătăi, la nuiele, la acele biciuiri, la cuie, la cununa de spini, dar pentru el a fost mult mai greu decât este în domeniul vizibil. El a fost, spune chiar Domnul cu cuvintele lui pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pur și simplu, el a fost lipsit de tot ce era bun. Tot ce ar fi cât de cât bun a fost luat. Și asta este rezultatul greșelilor noastre, păcatelor noastre. Plata păcatului este moartea. Ori el a venit și a luat asupra lui vina noastră a tuturora. Imensă. Suferința lui nu poate fi comparată cu nimic. Nimeni nu poate să se apropie de asemenea suferință. Nici tâlharii, tâlharii au mai rămas pe cruce și spuneau noi, pentru noi e drept. Nu înțelegea nimeni suferința Domnului Iisus când s-a încărcat cu păcatele tuturor, când a fost pus în numărul celor fără de lege, lucruri pentru Dumnezeu teribile, teribile. Deci suferința lui depășește imaginația mea și poate și a tuturor. De fapt, ce sărbătorim noi? Faptul că Domnul Iisus Hristos a murit, a înviat, nu că naști, dar vrea să, pentru cei care, care ne privesc acum și nu sunt foarte clari. Că sunt unii oameni care spun, sărbătoresc și eu Paștele, dar sărbătoresc, știu eu, fără să am prea multe înțelegeri. Săptămâna asta a fost la Immigration, cum bine știi, a trebuit să aduc pe cineva și l-a întrebat pe om, ofițerul, ce sărbători ai sărbătorii dumneata în familie, în viața dumneitale. Și el a spus Paștele. Și eu am tradus Passover. Și acel om de pe monitor, care e un traducător, supervisor, a spus, asta e sărbătoare evreiască. Noi sărbătorim Easter. Ok. N-am zis nimic. Dacă omul e teolog, e teolog. Cred că noi sărbăm trecerea. Noi sărbătorim un exod, dar nu un exod dintr-o țară nisipoasă într-alta pietroasă. Sărbătorim izbăvirea noastră de sub osândă, sărbătorim biruința Domnului asupra morții, sărbătorim o căpetenie, un domn care s-a făcut pentru noi tot ce era necesar
ca noi să devenim ceea ce am fost proiectați inițial să devenim, copii ai lui Dumnezeu. A făcut din noi, din vrăjmași, a făcut un singur om. Ne-a făcut ca pe el. Potențial. Potențial ne-a pus înapoi în drepturile noastre de a fi după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, a redevenit făpturile spirituale pe care el le-a dorit să le aibă cu sine, să le aibă în prezență, să le aibă pe tron, să le aibă în casă. Deci el pur și simplu ne-a smuls din starea noastră de întunecime, de robie, de fii ai morții, ne-a făcut fii ai învierii. Deci sărbătorim o mare lucrare pe care nimeni nici n-a conceput-o, nici n-a putut să o realizeze, a făcut-o Fiul lui Dumnezeu. Și sărbătorim un Domn, un Hristos, pe Mesia și Hristos în noi, nădejdea slave. E așa un conglomerat de lucruri, de sensuri în moarte și în înviere. El spune, aduceți-vă aminte de mine. Săptămâna asta mi-a trimis cineva din țară un scurt mesaj și îmi spune, acum 2 luni am citit într-un ziar sau undeva că dumneavoastră ați fi murit, adică eu. Și zice, am zis, nu-i posibil. După aia am aflat de fapt că a plecat fratele dumneavoastră. Dar vă dau și o veste bună, spune. Când se face astfel de confuzie, înseamnă că ți-a murit moartea. Și mi-am zis, hei, mi-a murit de mult. Mi-a murit moartea de mult, moartea veșnică, mi-a murit de mult. Prin împăcarea pe care a lucrat-o Domnul Iisus pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Moarte biologică suntem datori, dacă vrea Dumnezeu. El poate să ne treacă și de asta, dacă vrea, să fim schimbați. Dar moartea veșnică, El a pur și simplu a anulat-o pentru noi. Slăvit să fie El. Deci sărbăm ceva unic, un personaj cum n-a existat și nu va exista niciodată. Dumnezeu care s-a făcut om și a trăit printre noi plin de har și de adevăr ca să ne împace pe noi cu sine însuși, prin sângele Lui. Un aspect la nivel spiritual la care mă gândesc acum este agonia pe care a simțit-o Domnul Iisus Hristos în acele momente de suferință cumplită și mai ales pe cruce când a ajuns la final. Întrebarea este, oare a fost părăsit de Dumnezeu pentru acea perioadă, pentru o clipă, a fost chiar singur și... A gustat moartea pentru noi toți, a gustat moartea tuturor. Pur și simplu nimeni nu poate să știe ce a fost acolo. Noi putem doar comenta. Dar când El a spus acele sfâșietoare, Eli, Eli, lama sabachthani, de ce m-ai părăsit, Dumnezeule? Durerea a fost absolut reală. Agonia Lui a fost reală pentru că de obicei rezultatul e oarecum într-o proporție cu munca, adică ce a câștigat El a fost printr-o, cum spune Isaia, rodul muncii sufletului Lui. A fost o muncă spirituală titanică, dar și o răsplată va vedea rodul muncii sufletului Lui prin cunoștința Lui, adică prin moartea Lui va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Pe mulți oameni. Deci ca să poți să pui o umanitate, începând cu Adam și până la ultimul care se va naște pe planeta asta, să-i pui într-o stare de împăcare cu Dumnezeu, potențială realizată prin Har și prin Duhul Sfânt, a fost o muncă uriașă. Asta e tot. Și o durere fantastică. A găsit-o Dumnezeu așa. Poate ne impresionează așa, dar nu cred că a fost numai așa. Ca să-și satisfacă dreptatea Lui care cerea o sândă, care cerea moarte pentru vinovat, Iisus a spus, eu satisfac asta. Și asta am fi trăit-o noi dacă n-ar fi trăit-o El. Pentru noi, jertfa Domnului Iisus Hristos înseamnă totul. Și învierea Lui, dacă n-ar fi fost, creștinismul n-ar fi avut niciun sens. Corect, corect. Și totuși există... Dacă nu s-ar fi pogorât Duhul Sfânt, n-ar fi fost niciun singur creștin pe lume. Așa este. Și noi acceptăm această jertfă. Dar sunt critici care... au întrebări, au dubii și vin cu diferite argumente chiar și în aceste zile după ce s-a dovedit foarte multe din cele
proclamate în Scriptură, că au fost și evenimente istorice și nu sunt inovații sau invenții. Aș vrea să vorbim în segmentul care urmează puțin despre modul în care oamenii și astăzi contestă moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Vom lua o pauză după care vom reveni. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp. Am revenit în studio și împreună cu pastorul Bunii Cocar discutăm despre sărbătoarea Paștelui, despre jertfa de la Calvar, de la Golgota. Creștinii acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos, o sărbătoresc, fiecare după înțelesul lui. Sigur că există diferite tradiții, diferite confesiuni, însă sunt unii care și astăzi, după atâția ani de zile, vin cu argumente. Domnul Iisus n-a murit. Sau trupul lui n-a înviat. Trupul lui a fost furat. Am auzit tot felul de scenarii. Sau mai nou am auzit că ar fi găsit un mormânt al lui Domnul Iisus Hristos unde ar fi fost îngropat. Fel și fel de argumente care până la urmă s-au dovedit că nu sunt adevărate. Aș vrea să te întreb, pentru cei care au dubii, care ar fi, explicația cea mai simplă pentru ei să înțeleagă, de fapt, realitatea așa cum este ea? Pentru cel ce vrea să creadă, spune un poet, cred că e poet, am 1000 de dovezi, dar nu am nicio dovadă dacă tu nu vrei să crezi. Eu când am fost adolescent, am vrut să cred. Mi se părea o societate extraordinară aceea a credincioșilor și mi se părea una săracă, searbădă, lipsită aceea a necredincioșilor. Mi se părea una în care n-aș fi vrut să trăiesc, chiar dacă credincioșii ar fi fost falși, preferam compania lor, deși bineînțeles că găseam valori și în alte cercuri. Cum poate un om să fie convins este că tot ce există, tot ce e din lumea lui Dumnezeu te îndeamnă la așa ceva. Lucrările lui Dumnezeu, rânduirile lui, anotimpurile lui, toate spun că El este, dacă vrei să înțelegi. Și dacă ai reale dubii și nu poți să crezi, că e o mare diferență între nu pot și nu vreau. Noi nu vrem să credem de obicei pentru că ni se pare imposibil să ținem calea creștinească sau calea Domnului. Ni se pare foarte greu să ne potrivim pasul cu Duhul lui Dumnezeu sau cu cuvântul lui. Și totuși nu putem să ne condamnăm pe noi tot timpul și apoi spunem, ei, nu e chiar așa, nu e chiar cum spune Scriptura. Eu cred că este exact așa cum spune Scriptura. Părerile lor sau afirmațiile lor, de cele mai multe ori, ale criticilor s-au dovedit apă de ploaie, s-au dovedit falsuri, grosolane, chiar la personalități destul de cunoscute. Scriptura stă de atâția ani în picioare și nimeni n-a putut să o dărâme. Toate eforturile, pentru mine hilar acel, mă rog, cuvânt profetic al lui Voltaire, care spunea, în 50 de ani Biblia va mai fi găsită doar în muzee și creștinismul va dispare.
Well, după 50 de ani s-a întâmplat, cred că cifra e corectă, s-a întâmplat că Voltaire a dispărut și casa unde el a locuit a devenit ori tipografie pentru scripturi, ori depozit de Biblie. Așa doar ca și o ironie a situației, a istoriei. Cred că orice om poate să-L găsească pe Dumnezeu dacă îl vrea. Dacă îl vrea și Dumnezeu se va lăsa găsit de orice om. Ne place să stăm în tradiții pentru că aici ne facem noi cum vrem viața, vorbim ce vrem, acționăm cum vrem, pe când dacă îl cunoaștem pe el, el ne imprimă o direcție, o voie, hai să zicem o neprihănire și asta e puțin desperiat pentru noi, adică ne se pare prea mult. Deci nu ne apropiem dintr-o ciudată teamă, dar și inspirată de vrăjmași care ne spune, ești bine așa, Dumnezeu e prea bun ca să te condamne, Dumnezeu este prea iubitor ca să facă iad, astea sunt invenții preoțești care vor să câștige banii voștri. Cred că mântuirea este totdeauna personală. Nu este printr-o confesiune, printr-o religie, printr-o una istorică, una evanghelică. Dumnezeu lucrează cu fiecare om în parte. Venim singuri, plecăm singuri și suntem mântuiți fiecare la rândul cetei noastre. Deci omul este responsabil pentru sine, cei care au posibilitatea să gândească și se poate mântui orice om care spune ai milă de mine, păcătosul. Simplu. Nu poți să clarifici într-o zi toate lucrurile. Dacă vrei să crești, el nu te va dezamăgi niciodată. Niciodată. Și nu, Scriptura nu conține nicio minciună. Nici una. Este absolut de inspirație divină, este adevărată. Dumnezeu nu poate să mintă, dar omul preferă să stea în expectativă sau în întuneric pentru că preferă să-și păstreze faptele. Îmi vine acum în gând episodul lui Petru. De ce crezi că Apostolul Petru, chiar în acea perioadă dificilă, s-a lepădat? A ajuns în situația în care s-a lepădat? Și de ce este... Ce învățăm noi din acest episod? Foarte interesant. Cred că merită merită comentat. De adus în discuție. De discutat. Yeah. Well, Petru a fost printre primii care au ajuns în echipa Domnului Iisus, lucru care e de subliniat. Apoi a fost unul care s-a apropiat destul de mult, unul în care Domnul a avut încredere. Dar când Domnul le-a făcut acea declarație, noaptea asta toți mă veți părăsi și veți găsi în mine un prilej de poticnire, Petru a spus, cu excepția mea. Nimeni nu este excepție. Când Domnul vorbește, toți au păcătuit, toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slavă, toți sunt lipsiți de slavă, toți au nevoie de Harul lui Dumnezeu, toți au nevoie. Petru s-a crezut puțin mai presus decât ceilalți. Lui a vorbit Dumnezeu, el a recunoscut pe Iisus în Cezarea lui Filip ca fiind Mesia. Deci un om care a primit destul de multe. Dar asta nu înseamnă imunitate la cădere sau la risipire sau la greșeală. A fost un ceas... Nu știu cine spune, un scriitor bun, mai țin minte care, spunea, e ceas satanic. A fost un ceas, cum chiar Domnul spune, este ceasul întunericului sau este ceasul vostru și puterea întunericului. A fost teribil acel timp de Ghețimani, când toți l-au părăsit și Petru a gândit, da, dacă m-am înșelat, o clipă de îndoială și o clipă de neatenție l-a făcut să spună, nu știu, domnule păstor, eu era confuz, asta a fost pentru mine, a fost confuz, s-a mândrit puțin că e mai diferit și a negat relația, a spus că nu-l cunoaște, de trei ori s-a jurat că nu-l cunoaște pe Iisus. A fost dureroasă pentru Domnul trădarea lui, dar oamenii care greșesc sunt unii care, și care vor să se întoarcă, sunt unii care se imunizează pentru acele căderi. Petru are un curaj de mai pomenit în Rusalii și după aceea în diferite situații în Cezarea, în casa lui Corneliu, apoi în Samaria, printre acei vrăjitori. Petru este o torță, o forță, o făclie fenomenală. Poate că a învățat niște lecții și Harul Domnului Iisus este oferit fiecărui om, inclusiv creștinului care cade sau ucenicului care cade. Asta este.
Un aspect care cred că merită luat în calcul este faptul că urmașii Domnului Iisus Hristos de atunci și astăzi nu au niciun fel de garanție că ei vor beneficia și o vor duce foarte bine din punct de vedere material. Dimpotrivă, și ucenicii au suferit, au fost bătuți, au fost închiși și totuși ei au fost credincioși. Ce aș vrea să remarcăm este faptul că acolo a fost ceva supranatural. Totdeauna trebuie să fie ceva supranatural, totdeauna, și ei n-au fost mai special decât noi. Dacă ți amintești, ei s-au simțit inferiori sfinților din Vechiul Testament, ca scris fratele Domnului într-o epistolă vorbele astea. Ilie, prorocul cel mare al tunetului, al focului, al ploii, Ilie a fost un om ca și noi, dar s-a rugat. Dacă și noi ne rugăm, putem fi ca Ilie și poate mai departe. Preocuparea lui Dumnezeu este să-și ducă planul lui la îndeplinire, cu privire la tot cosmosul, cu privire la cerul lui, cu privire la pământul nostru, cu privire la sufletele noastre, cu privire la toate generațiile. Fiecare însă credem că suntem în mijlocul pământului, al universului și el trebuie să ne facă întotdeauna nouă, bine, să propășim tot timpul, să mergem din bine în mai bine. De multe ori el face acest lucru, dar nu-i totdeauna spiritual pentru noi, numai să ne dea, să ne umple, să ne... El ne mai trece și prin școala dependenței, școala smereniei și face bine ce face. Ucenicii l-au cunoscut pe Domnul Iisus, au învățat de la El, au privit la El și s-au consacrat mai mult. Noi trebuie să ne comparăm cu ei și să vedem dacă și noi ne-am dăruit lui Dumnezeu așa cum ei s-au dăruit. Pentru că nouă ni se pare că ei sunt pe altă treaptă și noi pe altă treaptă. Dar Dumnezeu este numitorul comun. Este același Dumnezeu, același Iisus Hristos, același Duh Sfânt, același cuvânt. Mai mult, nouă ne dă un har și mai mare chiar. Ar trebui să ne reconsiderăm atitudinea față de cer, față de Domnul nostru, față de cuvântul Lui și să nu încercăm scuza că ei sunt... Pentru că fiecare generație se pare că cealaltă a fost mai specială. N-am crescut noi printre bătrâni care ne se păreau niște stejari spirituali. După un timp nu ne-am mai părut așa de mari. După un timp ni s-au părut mai umani, mai pe dimensiunea noastră. Ai această impresie, te intimidează, profesorii te intimidează, colegii mai mari te intimidează, ucenicii. Dar Domnul ne dă harul lui tuturor. Pentru că dacă ne cere să facem aceeași lucrare, ne dă același har. Noi ar trebui să vedem dacă primim același har, dacă îl căutăm cum l-au căutat ei și dacă facem scop cum au făcut ei din voia lui Dumnezeu. La această sărbătoare mare, când ne amintim de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, ne pregătim fiecare și încercăm să comemorăm în familie și cu prietenii. Cum crezi că ar fi bine pentru noi, credincioșii, ca să-L onorăm pe Domnul Iisus Hristos, să procedăm? Evreii făceau o foarte importantă sărbătorire. Domnul chiar spune, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Ei își aminteau nu atâta de mâncarea din Egipt, și aminteau de tot ce li s-a întâmplat și mai ales cum i-a scos Dumnezeu. Deci, nu neapărat bunurile care sunt în Canaan trebuie să fie acum pentru noi, trebuie să tăbărâm asupra lor că sunt ale noastre, ci să vedem cine ni le-a dăruit, cum a procedat El, ce a făcut El pentru noi, cum a răsturnat El puterea mare a Egiptului și cum a pus El de rușine în fața lumilor spirituale puterea întunericului. Toate aceste lucruri trebuie să ne preocupe mai mult ce a făcut Domnul pentru noi, cu mână puternică și braț întins. Evreii spun într-un cântec care mi-a plăcut puțin, nu știu prea bine, dar Daienu. Ar fi fost destul dacă El doar ne-ar fi lăsat să trecem spre Canaan, dar El ne-a trecut prin Marea Roșie. Ar fi fost destul dacă ne-ar fi lăsat să ne descurcăm noi material cumva, dar El ne-a dat mană în fiecare zi. Ar fi fost destul să ne batem noi cu dușmanii, dar El ne-a dat biruință după biruință.
Poate ar fi fost destul ca Domnul să ne arate puțin, dar El pur și simplu a venit în generozitate să ne ridice la Sine, să ne facă așa cum este El, spune Sfântul Ioan, cum este El, suntem și noi în lumea aceasta. Totul este să-L credem. Evreii au crezut atunci, prin credință au prăznuit Paștele, prin credință au trecut Marea. Noi ar trebui să prăznuim Paștele prin credință, cum au prăznuit ei, prin credință. Și anume, Domnule, Paștele acesta ne spune despre o trecere din împărăție într-o altă împărăție, dintr-o stare de slăbiciune și de sărăcie într-una de bogăție. Voi aveți totul de plin în El. Trebuie să-L luăm prin credință, dar plenar, nu câte un lucru și nu câte o binecuvântare mică, ci tot ce a pus Tatăl pentru noi să primim, că este bucuria Lui să primim ce ne dă El, să nu refuzăm nimic din harurile Lui și din grațiile și din darurile Lui. Asta cred că ar trebui să fie sărbătoarea. Nu dacă am făcut miel sau ouă roșii sau... Astea sunt... Mielul e ok, dar este altui mielul. Hristos este mielul nostru și nu mai este mâncare, băutură, ci este neprihănirea, voia Lui Dumnezeu. Din păcate, la această sărbătoare cel mai mult petrecem mâncând și având, știu eu, părtășie, dacă vrei așa, și prea puțin suntem conștienți de semnificația sărbătorii în sine. Aș vrea, după ce revenim în segmentul care urmează, să vorbim puțin mai pe larg despre ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi și ce ar trebui să facem noi acum pentru El. Dacă îl comemorăm pe El, cum îl onorăm pe El și cum ne comportăm cu semenii. Pentru că există între noi relații frânte, există între noi răutate, există între noi atâtea lucruri care trebuiesc corectate. Invidie. Și noi lăsăm Paștele să vină și să plece. Rămânem aceiași. Dar ce a făcut Domnul Iisus pentru noi când S-a jertfit și S-a dat pe Sine, când noi n-am meritat și practic meritam chiar noi să fim pe cruce, să fim noi în locul Lui. Rămâneți cu noi, vom reveni după această scurtă pauză și vom discuta despre acest aspect care cred că e foarte important să ne aducem în starea în care ar trebui să fim cu ocazia acestei sărbători. Community Optical Center este o ramură a misiunii International Missions Alliance. Pentru examinare optică de doctori cu o vastă experiență în domeniu, sunați la 773-486-7661. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări, ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în emisie și
Ne bucurăm când suntem împreună să discutăm despre Mântuitorul nostru, despre Mesia, despre Domnul Iisus, mai ales în această perioadă când sărbătorim Paștele, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. E foarte interesant, pentru că cu ocazia sărbătorilor, familiile, prietenii se întâlnesc, se revăd. Și chiar aceia care au resentimente, care datorită unor circumstanțe evenimente din viața lor, până să ajungă la Paște, au produs durere în suflet, au produs răni și care poate încă sunt acolo. Și totuși încearcă și fac eforturi așa forțați de unii sau de alții și sunt împreună. Dar părtășia, atmosfera spirituală e mai mult decât masa festivă. E mai mult decât darurile de mâncare. Și vreau să vorbim despre acest aspect, pentru că Domnul Iisus Hristos de Paște a făcut ceva care depășește înțelegerea unui om din punct de vedere rațional. Deci, practic, El a plătit prețul și a suferit pentru mine. Pentru când eu trebuia, practic, să mor, pentru că plata păcatului este moarte, a murit El în locul meu. Și pentru toți cei care vor să accepte jertfa de la Golgota. Noi uităm acest aspect. Îl luăm ca și o pură celebrare, simplă celebrare. Frumoasă istorisire. Uităm ce a avut El pentru noi, dar mai dureros, uităm și noi să facem ca El. Ce-ar fi și noi de Paște să facem o jertfă și să-L iertăm pe Cel care a greșit față de noi? Și să oferim iertare, să oferim iubire. Cel mai frumos cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus în ziua învierii a fost unul de iertare. Spuneți fraților mei, toți m-au părăsit de fapt, toți l-au părăsit, spuneți fraților mei că vreau să mă întâlnesc cu ei și mai ales, nu uitați un aspect, spuneți și lui Petru. Spuneți și lui Petru, celui care m-a trădat, m-a părăsit, s-a lepădat de mine, spuneți-i că vreau să mă întâlnesc cu el în Galileea. Deci iertarea la el este lucru de bază, de căpetenie. Nu e nimic rău cu a mânca, pentru că avem nevoie. Dar a face scop din mâncare nu mai este bine. Mâncarea poate fi terapeutică și uneori ajută la spargerea gheții între oameni, adică mai topește anumite lucruri. Dar ea nu are o putere limitată. Trebuie să fie Spiritul lui Dumnezeu pe care trebuie să-L primim, pentru că spunea un destul de bun teolog pe care l-am cândva urmărit, spunea că scopul morții lui Iisus Hristos a fost ca lumea, pentru ca lumea să primească Duhul lui Dumnezeu, să primească viața lui Dumnezeu, să se împărtășească din viața lui, din harul lui, ceea ce este imens. Și harul lui ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, justeție, dreptate și neapărat evlavie, adică în ascultare, în dependență și în smerenie față de acest Dumnezeu. Nu în lumi opuse, paralele, străine, pe planuri diferite, pe același plan, pe același plan. Așa cum a fost El, le-a spus ucenicilor, voi fi cu voi în toate zilele, așa este cu noi în toate zilele, aceeași făgăduință. Până la sfârșitul veacurilor, voi fi cu voi, nu vă voi lăsa orfani, voi trimite un alt mângâietor și veți fi mereu mângâiați și în Ierusalim și până la marginile pământului. Ne-a învățat cineva să credem că numai pentru ei a avut ceva, iar pentru noi nu are nimic. Dacă nu are ce a avut pentru ei, nu ne poate cere să facem ce au făcut ei. Ori porunca lui stă în picioare, faceți ucenici, porunca lui înseamnă aduceți multă roadă, proslăviți-mă, toate stau în picioare. Același cuvânt a fost și pentru ei și pentru noi. Suntem de condamnat în mare parte și am sucumbat la tradiții, am sucumbat la moșteniri și la presiunea care este în veac, în timp. Este o presiune să fii ca și ceilalți, să fii în ritm cu toți.
Dacă îi spui cuiva, haide-mi de Paște să postim, o să crede toți că ți-ai pierdut mintea. Oamenii din adunarea ta, care sunt cei mai spirituali din lumea aceasta. Foarte, foarte ciudat. Ei posteau fără număr și de Paști mâncau bătaie sau erau în temnițe de multe ori și erau bucuroși cât cuprinde. Ori noi avem așteptările noastre, să nu ne deranjeze nimeni de sărbători sau dacă ne deranjează să o facă cu acordul nostru, să nu se interfereze nimeni cu planurile noastre pentru că așa trebuie să fie și ne supărăm dacă ceva a lipsit sau nu a fost după cum ne-am gândit noi, sfatul nostru interior sau cu cineva. Deci avem serioase, serioase probleme. Deci, ai menționat modul în care Domnul Iisus Hristos a procedat chiar și cu acela care, practic, a greșit. L-a trădat. L-a trădat teribil. Ori noi astăzi nu avem tăria asta. Deși Domnul Iisus ne spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Ei, cum ne-a iubit el? S-a dat pe sine. De ce noi nu putem să facem asta? Cum putem să devenim mai buni? Nu există ideea că nu putem. Pot totul în Hristos care mă întărește, spune Sfântul Pavel. Deci un creștin poate totul. Aceeași putere care l-a scos pe Iisus din morți ne este oferită și nouă să umblăm în această viață. Prin nașterea din nou se folosește această putere sau este pusă la lucru. Deci o avem, dar noi suntem ceea ce vrem noi să fim. Nimeni nu ne forțează. Dumnezeu nu ne forțează pe noi. El doar ne stă împotrivă câteodată ca să ne trezească sau ne stă împotrivă să nu încurcăm planurile Lui. Dar ne lasă să ne împlinim sau să ne ratăm. El însă ne pune totul la dispoziție ca să ne împlinim. Dragostea Lui ne îndeamnă la pocăință, la schimbare. Dragostea Lui ne constrânge. De ce nu putem? Nu, nu există nu putem. Nu vrem. Nu vrem. E foarte greu. E foarte greu de înțeles și de acceptat. Avem explicații. Nu spunem chiar nu vrem. Mi se pare greu. Când spui cuiva, uite, frate, fă cu tare. Știi pe cineva care face? Dar e foarte greu, frate. Hai să recunoaștem. Că eu trăiesc de 50 de ani într-o adunare, dar n-am văzut pe nimeni. Deci pare foarte greu pentru mine de acceptat ideea asta că de Paște doi membri dintr-o familie nu pot fi împreună în aceeași cameră pentru că ei au avut un conflict sau au un conflict. E un cusur, spune Pavel. Faptul că avem certuri este un cusur pe care îl avem. Și nu numai unul, niciodată nu se poate produce o ceartă de unul singur. Nimeni nu se ceartă cu el și nimeni nu își trage pumni în față decât dacă are o problemă psihică. Dar se încălzesc, sau cum să spun eu, se întețește cearta când sunt vreascuri și fiecare contribuie la această escaladare a unei situații negative. Pentru cei care vor să... Vor. Ai spus că sunt cei care nu vor. Dar sunt cei care vor să facă un efort și nu pot. Nu că nu vor, dar pur și simplu nu pot. Din cauza că, știu, au și ei sentimente, au fost răniți. Răniți și așa mai departe. Cum ar trebui să administreze sentimentele și să încerce să procedeze ca Domnul Iisus? Well, dacă știm că asta face parte din chemarea noastră, dacă asta e parte din ce înseamnă un ucenic. El spune, cine vrea să vină cu mine, să își ia crucea și să mă urmeze. Adică să se lepede de sine, de pretenții, de eu, de mândrie și să-și ia crucea. Și crucea, de obicei, nu ți-o pune în spinare cine ai vrea tu, să vină cineva specific, eu sunt ateu și spun o cruce. Nu, crucea vine pe diferite căi, neașteptate căi și de obicei prin cine nu te aștepți și prin cine chiar nu suporți. Ai accepta crucea de la oricine, numai de la persoana aia nu. Și tocmai persoana aia ți-o pune și dacă înțelegi că așa e voia lui Dumnezeu, Domnul Iisus i-a pus crucea, să zicem, Pilat, Iuda, puțin Petru și noi toți, dar înțelegi? Dar el se supunea dreptului judecător. Nu se supunea lui Pilat, nu se supunea lui Petru sau lui Iuda sau soldaților și lui Marcelus. Nu. El se supunea dreptului judecător și primea din mâna tatălui paharul. Spune, nu voi bea ce-mi dă pahar, ce pahar îmi dă tatăl meu. Deci el lua de la Dumnezeu. Lua toate aceste lucruri ca de mâna lui Dumnezeu. Și nu avea treabă cu omul. Omul era ispitit, omul e slab, omul este vulnerabil. Nu te uiți la el. Ce spui, dacă Dumnezeu a îngăduit, mărit să fie el.
Este o sărbătoare foarte specială pentru noi și în bisericile noastre există programe deosebite și aș vrea cu ocazia acestei sărbători și nu numai, credincioșii să, dacă nu merg la biserică de obicei, de Paște să meargă, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să fie o aducere a minte. Pentru că sunt telespectatori care nu prea doresc sau nu prea, și n-au prea ales să meargă la biserică regulat și merg și ei din an în Paști, cum se spune. Paștele acum? Și pentru că e Paștele, aș vrea să încurajăm să frecventeze o biserică. Acum problema e că nu știm la care să-i trimitem. No, ca să mergi la o biserică nu e un lucru rău, nu este un lucru colosal. Este important să faci pace cu Dumnezeu. Important să vrei să fii călăuzit de Dumnezeu. Eu am avut o chestie săptămâna trecută, deci mi s-a părut interesant. Poate că eu am gândul ăsta în minte să mă opresc din activități în adunare, că la vârsta mea mă calific de 3 ani, mă calific pentru pensie, așa că pot foarte bine să mă retrag. Dar eu nu am verbalizat față de nimeni, nici față de mine lucrul ăsta, ca să visez într-o noapte că mă retrag. Și în clipa când eu voiam să anunț asta în adunare, că vreau să mă ocup de nepoți sau să stau cu nepoții, Domnul spune, fii atent acum. Și vin două persoane care intră în adunare. Și zice, pentru aceste două persoane nu poți să pleci. Zice, bine. Duminică dimineața au venit acele două persoane în adunare. Nici măcar din statul Illinois. Am zis, ok. Deci, te duci la adunare pentru că te trimite Bunul Dumnezeu. El spune unde să te duci, El te călăuzește. Prea facem lucrurile din tradiție, ne luăm unii după alții și pierdem, dacă vrei, perspectiva, că El trebuie să mă călăuzească în toate. M-a auzit aseară o cuvântare a lui Donny Swaggart. Nu știu ce avea, dar câteva clipe l-am ascultat. Și la un moment dat spune, sunt în adunările noastre superintendenți, sau nu știu ce sunt ăștia, intendenți sau superintendenți sau șefi mari. Vreau să spun aici în fața tuturor că nu recunosc pe niciunul. Nu recunosc decât pe Iisus Hristos. Tu ai spus, sunt atei cu argumente. Nu îi recunosc. Înțelegi cum? Ei nu vor să recunoască pe Domnul Iisus, nu îi recunosc cu niciun argument pentru că n-au și ne pierdem timpul cu ei. Orice om este făcut de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și ceva din noi strigă, împacă-te cu Dumnezeu. Și dacă am distrus acea voce sau am înăbușit-o, e moment în care să spunem, Doamne, știu că Tu cu mine n-ai nicio treabă, dar dacă ai, vorbește-mi și eu voi fi al Tău. Pentru că, practic, trebuie să-i dai Lui mandat ca să te facă a Lui. Doar trebuie să spui și tu, ai milă de mine, păcătosul, pentru că El o face. El te respectă prea mult ca să intre cu cizmele în sufletul tău. Dar El te așteaptă, cum l-a așteptat pe Iuda pe cruce, cum îi așteaptă pe Petru la Galileea, cum și-a așteptat toți ucenicii acolo și a restaurat pe toți. Și a stat cu ei încă 40 de zile. Pentru că vrem ca jertfa Domnului Iisus Hristos să fie foarte clar înțeleasă și pentru cei care n-au fost cu noi de la început, aș vrea să concluzionăm prin a le reaminti celor care ne privesc, practic, ce s-a întâmplat de Paște? De Paște s-a întâmplat că planul lui Dumnezeu, alcătuit din veșnicie, a luat ființă. S-a petrecut sub ochii noștri. Nu s-a petrecut undeva într-o suburbie, ci în cetatea de pe deal, în Ierusalim, pe muntele Moria, pe același loc în care Avram și-a jertfit, dar nu a isprăvit cu jertfirea pe fiul său Isaac. Domnul Dumnezeu s-a întrupat și noi celebrăm la Crăciun întruparea Lui. Întruparea a fost necesară ca să producă mântuire, dar prin ea însăși nu putea. Mântuirea a fost necesară pentru că omul s-a răzvrătit împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, împotriva voiei și planului lui Dumnezeu. Putea să ne lase și să înceapă o altă creație, dar a vrut să-și arate și dragostea, nu numai puterea și fantezia în creație și abilitatea, în sfârșit, talentul, a vrut să ne arate dragostea Lui. Și ne-a arătat dragostea Lui când a plătit pentru noi. Foarte ciudat că El n-a făcut contract cu noi, nu ne-a spus, oameni buni, veniți să vedeți ce fac eu
El pur și simplu ne-a descoperit acest lucru, dar a oprit mânia lui Dumnezeu să se pogoare peste noi. Adică să vină asupra noastră. În mod legal, ca ea să nu vină niciodată asupra noastră, este ca noi să facem pace și să acceptăm jertfa pe care El a făcut-o în locul nostru. A fost planul Lui și acest plan eu trebuie doar să-L recunosc, să-L cred, să-I mulțumesc că L-a făcut pentru mine. Și învierea confirmă că jertfa Lui este jertfa perfectă, odată pentru totdeauna. Cel infinit s-a limitat, a plătit ca noi cei finiți și destinați morții prin neascultare să devenim din nou ființe cosmice, să devenim copii ai lui Dumnezeu, să ajungem la slavă și să trăim din viața lui Iisus, adică să trăim oarecum cu principiile Lui, să trăim cu puterile Lui, cu harurile Lui, să devenim făpturile pe care Dumnezeu le-a gândit la început când a făcut pe Adam. Pentru cine a făcut Domnul Iisus toate acestea? Pentru cine? Pentru cine, da. Pentru o anumită confesiune, pentru un anumit grup de oameni, pentru cineva în mod specific? El însuși a spus, într-un dialog cu fruntașul iudeu Nicodim, a spus, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu catolicii, nu penticostalii, nu ortodoxii, nu baptiștii, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Toți am fost lume. Încât a dat pe singurul său fiu, Iisus vorbea profetic acum, a dat pe singurul său fiu să moară, ca oricine crede în el, în jertfa lui, în el ca Mesia, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Noi stăm aici între viață veșnică și pieire veșnică. Și Fiul este Cel care ne poate strămuta în slavă, ne poate lua la sine. Numai prin Fiul. În nimeni altul nu este mântuire, spunea Petru în ziua de Rusalii. Omul căzut. La 10 zile după plecarea Domnului Iisus de pe pământ, a proclamat în fața națiunii și a multor prozeliți, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume care să fie dat oamenilor pentru mântuire decât numele lui Iisus Hristos. În autoritatea Lui, în jertfa Lui, El s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice pentru toți oamenii. Oricine vine la mine, spune Domnul, nu va fi izgonit afară și nu-L voi alunga. Sau El a murit pentru noi toți. Important este ca să răspundem la dragostea Lui care ne cheamă, care ne constrânge, care e cu noi și a trebuit să vrem să ne se deschidă ochii pentru că El o face. Totuși să vrem. Ok, dacă cineva vrea, ce trebuie să facă? Vrea ce? Să fie mântuit? Vrea să fie mântuit. Vrea să accepte jertfa Domnului Iisus Hristos. Recunoaște că are nevoie de mântuire. Dacă cineva vrea, eu doar l-aș felicita și aș spune, Domnul să te binecuvinteze, pentru că asta vine de la El. Tu îl cauți pentru că El ți-a pus, deja e la tine. Deja e, când cineva vrea, deja a făcut un pas imens, imens. Și ar trebui să nu se oprească acolo. Și ar trebui să-i ceară Domnului Iisus să îl spele de orice păcat, să-i dea Duhul Lui cel Sfânt și să-l ajute să crească în experiență, în umblare, în cunoașterea mai mare a lui Dumnezeu. Să cunoască puterea sa, să cunoască sfințirea, să cunoască descoperirile lui, să cunoască, știu eu, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, să treacă prin stările prin care a trecut Domnul Iisus, pentru că așa îl va onora pe Dumnezeu și în felul acesta va fi răsplătit intens. Mă ajuns la finalul emisiunii, cu aceste gânduri ne oprim aici, dar dialogul cu Dumnezeu poate continua acolo unde vă aflați. Rămâneți în părtășie cu Duhul lui Dumnezeu, discutați cu cei din jur, dacă sunt persoane în jurul dumneavoastră, despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre marea sărbătoare a creștinilor, Paștele, este mai mult decât întâlnirile noastre tradiționale. Domnul Iisus Hristos a venit și s-a dat pentru noi toți. Cu gândul că am stârnit cât de cât interesul dumneavoastră de a vă apropia de Dumnezeu, ne oprim aici și vă invităm data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. La revedere!